cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta. Cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta. Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a făcut-o dreapta ta. Cu vrerea Tatălui, cu puterea Fiului și cu împreună lucrarea Sfântului Spirit, se înalță onorații preoți Cristian Dumitru și Călin Ioan, de la onorata preoție la onorata arhierie. Porunciți! Porunceste! Porunciți, prea fericite Părinte, și binecuvântații cu harul cel sfânt. Thank you.
Să luăm aminte. Alegerea și cercetarea Sfântului Sinod al Bisericii Române unite cu Roma greco-catolice și cu confirmarea Sfântului Părinte Papa Francisc, Harul cel Dumnezeiesc, care totdeauna vindecă cele neputincioase și pe cele lipsite le plinește, pe iubitorul de Dumnezeu preot și ales Cristian Dumitru, îl pune episcop. Să ne rugăm pentru dânsul ca să vină peste el darul Preasfântului Spirit. Slujirea și jertfirea sfintelor și preacuratelor tale taine, în Sfântul tău altar, întâi apostoli, a doua profeți, a treia învățători, însuți stăpâni al tuturor și pe acesta care s-a ales și s-a învrednicit a lua jugul Evangheliei și vrednicia cerească prin mâna mea a păcătosului și a celor împreună slujitori și episcopi, întărește-l cu venirea și puterea și darul Sfântului tău Spirit, precum ai întărit pe sfinții tăi apostoli și profeți, precum ai uns pe împărați, precum ai sfințit pe arhierei. Arată-i lui arhierie nepătată, împodobindu-l cu toată curăția, ca să fie vrednic a cele de la tine cele ce sunt spre mântuirea poporului și să-l asculți pe el, că s-a sfințit numele tău și s-a preamărit împărăția ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, îndură-ne spre noi. Pentru Sfântul Părinte Papa Francisc, pentru Preafericitul Părinte Arhiereu Cardinal Lucian, pentru arhieria, apărarea îndelunga petrecere, pacea, sănătatea și mântuirea lui și pentru lucrul mâinilor lui, Domnului să ne rugăm. Pentru robul lui Dumnezeu, Cristian Dumitru, care se alege acum episcop și pentru mântuirea lui, Domnului, să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni Dumnezeu să-i dăruiască arhierie curată și nevinovată, Domnului, să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, de vreme ce firea omului nu poate suferi ființa dumnezeirii, cu economia ta ai rânduit învățători asemenea nouă, care să țină scaunul tău,
ca să-ți aducă ție jertfă și dar pentru tot poporul tău. Tu, Doamne, pe acesta ce s-a pus iconom al darului arhieresc, fă-l să fie următorul tău, al păstorului celui adevărat, ca să-și pună sufletul său pentru oile tale, povățuitor al orbilor, lumină celor din întuneric, învățător al celor nepricepuți, dascăl pruncilor, luminător în lume, pentru ca înnoind sufletele cele încredințate lui într-o această viață, să stea nerușinat înaintea judecății tale și să primească plata cea mare pe care ai gătit-o celor ce s-au ostenit pentru vestirea Evangheliei tale. Că ție se cuvine a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Să luăm aminte. Cu alegerea și cercetarea Sfântului Sinod al Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolice și cu confirmarea Sfântului Părinte Papa Francis, harul cel dumnezeiesc, care totdeauna vindecă cele neputincioase și pe cele lipsite le plinește, pe iubitorul de Dumnezeu preot și ales, Călin Ioan îl pune episcop, să ne rugăm pentru dânsul ca să vină peste el darul preasfântului Spirit. Cel ce prin preamăritul tău, apostol Pavel, ai așezat rânduiala treptelor și tagmelor spre slujirea și jertfirea sfintelor și preacuratelor tale taine, în sfântul tău altar, întâi apostoli, a doua profeți, a treia învățători, însuți stăpâne al tuturor și pe acesta care s-a ales și s-a învrednicit a lua jugul Evangheliei și vrednicia arhierească prin mâna mea a păcătosului și a celor împreună slujitori și episcopi, întărește-l cu venirea și puterea și darul Sfântului Tău Spirit, precum ai întărit pe Sfinții Tăi Apostoli și Profeți, precum ai uns pe împărați, precum ai sfințit pe arhierei, arată-i lui arhierie nepătată, împodobindu-l cu toată curăția, arată-l sfânt ca să fie vrednic a cere de la tine cele ce sunt spre mântuirea poporului și să-l asculți pe el, că
că s-a sfințit numele Tău și s-a preamărit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, pentru preafericitul părinte arhiepiscop cardinal Lucian, pentru arhieria, apărarea, îndelunga petrecere, pacea, sănătatea și mântuirea lui și pentru lucrul mâinilor lui, Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru robul lui Dumnezeu Călin Ioan, care se alege acum episcop, și pentru mântuirea lui, Domnului să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeu să-i dăruiască arhierie curată și nevinovată, Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru ca să ne mântuim noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește, Dumnezeule, cu darul Tău. Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, mărita Doamna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o, pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Doamne Dumnezeul nostru, de vreme ce firea omului nu poate suferi ființa dumnezeirii, cu economia Ta ai rânduit învățători asemenea nouă, care să țină scaunul Tău ca să-ți aducă ție jertfă și da pentru tot poporul Tău. Tu, Doamne, și pe acesta ce s-a pus iconom al darului arhieresc, fă-l să fie următorul Tău, al păstorului celui adevărat, să-și pună sufletul său pentru oile Tale, povățuitor al orbilor, lumină celor din întuneric, învățător al celor nepricepuți, dascăl pruncilor, luminător în lume, pentru ca înnoind sufletele cele încredințate Lui într-o această viață, să stea nerușinat înaintea judecății Tale și să primească plata cea mare pe care ai gătit-o celor ce s-au ostenit pentru vestirea Evangheliei Tale. Că Ție se cuvine a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție mărire înălță Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor.